Cum îți deschizi o firmă cu doar 123 de lei? Pasul 1. Rezervarea numelui companiei. Poți face acest lucru online, pe site-ul Recom sau la ghișeu, fără să plătești nimic, pentru că acest serviciu este gratuit. Pasul 2. Stabilirea sediului social. Varianta gratuită este să stabilești sediul social la tine acasă sau să rogi pe cineva cunoscut să te găzduiască. În acest caz, va trebui să închei un contract de comodat. Pasul 3. Redactarea actului constitutiv. Îl poți redacta chiar tu, folosind modele disponibile de pe internet. Pasul 4. Declarații notariale și specimen de semnătură. La înființarea unei firme, administratorul era obligat să dea o declarație pe proprie răspundere și legalizarea unui specimen de semnătură. Însă, acest drum la notar poate fi evitat cel puțin un an de la data de 9-3-2022 de când a încetat starea de alertă. Deci se pot depune sub semnătură proprie fără costuri. Pasul 5. Depunerea capitalului social. Capitalul social minim este de 1 leu. Îl depuneți atunci când deschideți contul bancar al firmei. Pasul 6. Taxe la Registrul Comerțului. Acestea sunt percepute pentru publicarea în monitor oficial și sunt de aproximativ 122 de lei. Deci costul nostru total este de 123 de lei. Urmărește-mă că vine și partea a doua unde îți dau o idee de afacere profitabilă cu doar 1000 de lei.